Bună ziua, oameni frumoși, și bine v-am regăsit! Astăzi am revenit cu etalarea dragostei pentru perioada 1-15 mai 2021. Etalare pentru Zodia Pești, ascendent lună în Zodia Pești. Voi începe cu mesaje din partea oracolului iubirii și mai apoi vom continua cu etalarea propriu-zisă. Cer scuze. Primul mesaj, evoluție. Stați un pic, așa. Fiți conștienți de faptul că obstacolele sunt pur și simplu niște lecții pe drumul dumneavoastră către iubirea desăvârșită dumnezeiască. Deci trebuie să evoluați și tot ce se întâmplă, de fapt, vă întărește mai mult. Și buna credință. Sunteți capabili să faceți anumite concesii dacă rezultatul final este iubire. Na, poate fi vorba și de un compromis, de o înțelegere. Haideți să vedem și etalarea propriu-zisă. În prezent avem un 10 de bâte, foarte multă oboseală, o situație vă obosește, pur și simplu nu mai suportați. Nesiguranță, ceartă, minciună, o iubire foarte haotică, o iubire care nu duce nicăieri. Lucrul acesta vă obosește, poate multe explicații, poate multe discuții. Ați obosit, sunteți extenuați pur și simplu. Și mai avem și temperanța, echilibrul, da? Puteți avea de-a face cu semne de foc, berbecleu, săgetător. Aici va trebui să scăpați de anumite greutăți sufletești și să evoluați, exact cum spune și mesajul din partea oracolului iubirii. Pentru că aici dumneavoastră faceți pași spre înainte. Doar că nu sunteți vindecați de o situație. Nu sunteți pregătiți până când nu înțelegeți, până când nu scăpați de anumite greutăți sufletești. Aici mai poate fi vorba și de o așteptare, că lucrurile se vor liniști pentru că există dragoste, există fidelitate. Aveți nevoie de o convingere, aveți nevoie de ceva concret, că așa este și așa va fi, ca lucrurile să funcționeze bine în relația respectivă. Da, aveți de-a face cu persoane foarte galante, persoane foarte serioase, persoane care au meserii foarte bune, persoane respectate, dar nu asta contează pentru dumneavoastră, contează ce se află în sufletul și în inima acestei persoane. Puteți avea de-a face și cu semne de aer, gemeni, balanță, vărsător sau cu semne de apă, rac, scorpion, pești. Aici dumneavoastră veți discuta cu cineva, văd că aveți și rivali sau o persoană care intervine în povestea dumneavoastră de dragoste și influențează mersul lor natural. Veți depăși un obstacol, veți depăși o greutate, iertați pe cineva și mai rău de atât nu va mai fi. Stresul în continuu care a fost până acum va lua sfârșit, începând cu acest interval. Ce provocări aveți? Ceartă, obsesie, gelozie, dependențe de orice fel de care vă este teamă. Nu le vreți, pur și simplu. Puteți să vedeți de face cu semnul zodiacal Capricorn sau cu semne de foc, berbecleu, săgetător. Vă doriți o eliberare pentru că au fost atât de multe situații sau sunt foarte multe situații încordate, persoane foarte agresive verbal, persoane foarte vulcanice, de care vă este teamă oarecum. Nu mai suportați acel comportament nici de cum. Și trebuie să scăpați de această slăbiciune, pentru că apare ca o slăbiciune pentru dumneavoastră când nu reușiți să-i faceți față. Poate fi o situație sau o persoană, o toxicitate, o situație sau o relație care nu trebuie să funcționeze așa, cu teroare, nu trebuie să funcționeze fără respect. Aici veți pune punct unor situații, veți face schimbări radicale în viața dumneavoastră amoroasă, chiar dacă asta nu vă încântă neapărat pentru că simțiți așa ca o greutate pe suflet, dar nu mai suportați pentru că ajungeți la o limită. Sunt și persoane din familie, o persoană mai în vârstă, o femeie mai în vârstă, un bărbat mai în vârstă care tot intervine în viața dumneavoastră amoroasă și în loc să se calmeze lucrurile mai tare se mai multe se adună, mai multe probleme, se îngreunează toată situația aceasta. Vreți schimbări. Vreți schimbări în
în viața amoroasă, în legăturile amoroase, dar trebuie să scăpați de anumite limite și de frica dumneavoastră de a nu mișua, de a nu avea parte de, nu știu, o reacție urâtă din partea persoanei care se comportă cum se comportă cu dumneavoastră. Trebuie să prindeți curaj și să nu vă mai lăsați călcați în picioare. Ce surprize vă așteaptă? Aici avem un valet de spade. Posibil să aveți de face și cu semne de aer, gemeni, balanță, vârstător, da? Și optul de spade. Faptul că nu aveți anumite informații vă blochează aici. Cineva este curios sau curioasă de ce faceți dumneavoastră. Cred că prindeți curaj și găsiți soluții să rezolvați problemele prin care treceți, pentru că apare o neliniște continuă și este de mult timp această neliniște care vă îngreunează foarte tare sufletul. Nu mai suportați, vreți o ieșire, vreți o evadare, aveți o dorință, poate vreți să cunoașteți o persoană inteligentă, poate vreți să înțelegeți relația astfel încât să știți cum să faceți ca totul să funcționeze bine. Pe de altă parte, o altă surpriză este să aflați că cineva vă deblochează și dorește din nou să comunice cu dumneavoastră. O dorință devine realitate și mai sunt situații care se mențin oarecum constante. Nu se întâmplă mare lucru, în schimb începeți să înțelegeți pe cineva mult mai bine. Pentru că aici v-a lipsit niște informații pe care le veți afla și lucrul ăsta vine ca o bucurie, ca o surpriză pentru dumneavoastră, pentru că veți ști exact care este pasul următor. În trecut avem șasele de cupe. V-a fost dor de cineva, v-ați revăzut cu cineva. Această persoană care vă face probleme în perioada imediat următoare, persoană foarte toxică, ați avut o relație foarte toxică cu cineva și acea persoană revine și nu se schimbă. Poate v-a fost dor, poate ați vrut să știți ce mai face sau dacă ar funcționa relația pe viitor, dar acea persoană a revenit cu aceleași intenții, aceleași dependențe, același caracter și foarte multă ceartă, foarte multe neînțelegeri, foarte multe reproșuri din trecut în alte situații. Nu neapărat să vă fi revăzut cu cineva din trecut, nu. Sunt certuri, e ca și cum cineva își aduce aminte ce a făcut acum 20 de ani sau ce a făcut acum 5 ani. Și n-are sens, caută scandal, caută gelozie, e o gelozie de asta bolnăvicioasă, o toxicitate. În viitorul apropiat avem regina de cupe, nevoia dumneavoastră de a iubi și de a fi iubit și un patru de cupe. Pe lângă acestea, nemulțumire, pentru că nu vi se împărtășește iubirea așa cum v-ați fi dorit dumneavoastră, dar aveți parte de un nou început, să scăpați de o supărare. Pentru că apar surprize. Veți avea parte de un nou început surprinzător, de stabilitate, de siguranță și să scăpați de această boală, că e ca o boală, o relație foarte bolnăvicioasă, o relație care v-a dus într-un punct în care nu mai suportați. Scăpați de aceste nemulțumiri și de aceste lucruri neplăcute pe planul sentimental, cunoașteți oameni noi, iar în alte situații, participând la un eveniment, puteți cunoaște pe cineva sau puteți rezolva o problemă cu calm, cu familia dumneavoastră. Pentru că aici aveți nevoie oarecum de libertate, vă simțiți închiși, vă simțiți nefericiți în anumite legături. Și apar schimbări. Aveți din nou motiv să vă bucurați. Exact cum v-am spus, în urma unor evenimente, apare ca un nou început și scăpați de o situație bolnăvicioasă, de o persoană care v-a dus așa într-o zonă neplăcută, vă eliberați de nemulțumiri, nu că așteptați neapărat sau nu așteptați ceva aici, dumneavoastră ați sperat că lucrurile se vor îndrepta și vor merge pe un drum mai calm, v-ați gândit că ați fi putut face o familie cu această persoană și s-a văzut că nu s-a putut, dar ceva îl va determina sau o va determina pe această persoană să schimbe ceva și o să vă ofere libertatea sau
Mergeți la cineva acasă și cunoașteți pe cineva sau cu ajutorul cuiva rezolvați anumite probleme sentimentale. Pentru persoanele singure avem un rege de spade și un valet de cupe. Vă place de cineva sau cunoașteți o persoană cu uniformă, o persoană importantă de care vă îndrăgostiți la prima vedere și o să încercați din ce în ce mai mult să discutați cu această persoană, să vă vedeți în alte circumstanțe, pentru că probabil ați cunoscut-o sau o să o cunoașteți la locul de muncă, dar vă este în destin. Simțiți o conexiune specială și vreți să cunoașteți mai multe lucruri despre această persoană. Apare o cale nouă de a iubi și de a fi iubiți și se poate termina cu o căsătorie. Așteptați momentul și de mult vă doriți un angajament serios. Când erați de mult timp, de fapt, și o să aveți parte de acest lucru. Poate fi și o persoană cu un copil care urmează să se căsătorească, o persoană divorțată de care să vă îndrăgostiți, dar vi se oferă o șansă, o nouă șansă de a fi iubit și de a iubi și apare un nou început. Cam atât am avut să vă spun, vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere!